Marius Elisei, gest romantic pentru Ana Roman. Cum a reacționat vedeta? Iubirea mea. Oana Lam și Marius Elisei, mai îndrăgostiți ca niciodată. Ipostaza în care s-au filmat. Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat, după ce în luna februarie a acestui an au decis să divorțeze pe cale amiabilă la notar. Relația dintre cei doi a trecut printr-o perioadă dificilă, însă au continuat să fie o familie pentru fiica lor, Isabela. Până la împăcare a mai fost un singur pas, iar acum sunt din nou împreună și fericiți. Vedeta se află la mare în aceste momente, alături de Marius Elisei. Cei doi se bucură de soare și de clipele pe care le petrec împreună. Fosta prezentatoare TV a împărtășit cu fanii de pe Instagram un moment romantic între cei doi. Marius Elisei a decis să-și surprindă iubita cu o cină romantică și lumânări. Vedeta a rămas surprinsă de gestul romantic făcut de soțul ei și nu și-a ascuns încântarea. Pe romantic. Iubirea mea, a scris Oana Roman, în descrierea videoclipului. Oana Roman mesaj dur, după ce a fost criticată că și-a filmat iubitul dezbrăcat. Oana Roman a postat la Instastory un videoclip care i-a șocat pe mulți. Marius Elisei apărea dezbrăcat în cadru, iar vedeta s-a amuzat copios de situație. După ce a primit un val de critici și report din partea internauților, Oana Roman a decis să transmită un mesaj dur în mediul online. Fosta prezentatoare TV a comparat videoclipul cu iubitul ei cu fotografiile postate de creatorul de modă Valentino, în care apar mai mulți bărbați dezbrăcați. Vă dați seama ce a făcut Valentino? A postat bărbați dezbrăcați pe Instagram. Se șochează copiii și femeile sensibile. Să-i dăm report pentru indecență și să-l crucificăm oie într-o așa atitudine oribilă. Alea care mi-ați călcat în picioare pentru o glumă, unde sunteți? Tăbărâți repede să dați report. E indecent, Valentino, cum să facă așa ceva? Valentino, cum ți-ai permis? E rușine, domne, e rușine. Nu contează că e frumos, românii se șocază și devin subit siderați dacă văd un fund de bărbat, a scris Oana Roman, pe pagina ei de Instagram.